Slăvit să fie Domnul care ne poartă în capul lui Hristos Iisus. Suntem din nou în adunare, suntem din nou în continuare la acest slujitor, la această slujire pe care vreau să o dedic în continuare Duhului Sfânt. Mă preocupă ca biserica născută în dimineața 50.000 să știe exact rolul Duhului Sfânt în cadrul bisericii. Cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica s-a născut. Ziua de naștere a avut loc în dimineața învierii. Și Dumnezeu spune că în Cana de Sus, unde erau cei 11 adunați la oaltă, s-a prezentat Iisus între ei și le-a spus, pace vouă. Și ei, ca să fie El sigur că El recunosc că este Iisus Hristos, le-a dat o probă clară și a zis, a, vezi ceva de mâncare. Și ei au dat fagure de miere și o bucată de vitește și o mâncată în fața lor. O dovadă clară ca mine să nu poată pregădui că Iisus Hristos n-a înviat. Iisus cel înviat era prezent în camera de sus și El întemeiază, cu alte cuvinte, biserica. Biserica, ca o denumire, este, Dumnezeu zice că biserica e formată din noi. Noi suntem Biserica Lui Dumnezeu. Și biserica o găsim în mijlocul adunării. Prin ce se observă diferența între adunare și biserică? Biserica celor întâi născuți s-a născut în dimineața învierii, s-a născut în dimineața cinzecimii, când a avut loc prima revărsare a Duhului Sfânt peste mai mulți la oaltă, lucru pe care Ioel l-a profețit cu sutele ani înainte. Ioel 2:28, în zilele din urmă voi turna din Duhul Sfânt peste orice făptură. Și vreau să cred că acea făgăduință care a fost ploaia timpurie și care continuă cu ploaia târzie și care va avea loc până la răpirea bisericii, Dumnezeu vrea cu alte cuvinte să ne conștientizeze că și eu și voi, fiecare trebuiește să experimentăm un botez personal în apă și un botez personal cu Duhul Sfânt și cu foc. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Am spus la trecută și vreau să fac o recapitulare introductivă că Duhul Sfânt a fost participant la creațiune. El a fost co-creator. Și vreau să mă asigur de lucrul acesta, că mă înțelegeți. Spune cuvântul Geneza 1:2, că Duhul Sfânt se mișca pe deasupra apelor, care era ce? Tot era o întunecime. Și la creație, Duhul Sfânt îl împuternicește pe Creator, a doua persoană din Dumnezeu, pe Iisus Hristos, cuvântul Său, că atunci când va fi rostit cuvântul, cuvântul să se realizeze. Și vedem cu toții că la creație Duhul Sfânt împuternicește cuvântul. Și când Dumnezeu spune să fie cer, este cer. Să fie lumină, este lumină. Și fiți foarte atenți. Când ajunge la viețuitoare, Dumnezeu le face. Dumnezeu pe viețuitoare le face. Nu le zice, le face. Și cea mai importantă viețuitoare pe care Dumnezeu o face este omul. Pe care spune Dumnezeu că să facem om după chipul și asemănarea noastră. Vreau să fac așa ca o recapitulare în mintea noastră, să mă înțelegeți foarte clar că Dumnezeu este unul singur, dar există în trei persoane distincte, egale, cu personalitate, care face lucrările lui Dumnezeu ca unui Dumnezeu sfânt și suveran. Cele trei persoane din Dumnezeu se completează, armonizează, lucrează împreună. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu un singur Dumnezeu în trei persoane. Și acum când vorbesc despre Duhul Sfânt, Duhul Sfânt are un rol foarte important în creație. Și când Dumnezeu spune cuvântul Domnului că se mișcă pe deasupra apelor, nu era decât mare, apă și întuneric. Primul lucru pe care îl face să fie lumină. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt vrea să spună și ție și mie că m-am născut în nelegiuire și în păcat. Adică, m-am născut în noaptea neagră
ani de legiuire. Și când El a intervenit în viața mea și a intrat în lăuntrul meu, în mine a răsărit lumina, a răsărit zorii. În momentul când un om vine în contact cu Dumnezeu și el este schimbat, har după har, din starea de păcătoșenie în care se găsește la o stare de har, omul acela de fapt ce face? Este luminat de lumina Domnului Dumnezeu care pătrunde în el. Și un om care este luminat de Duhul lui Dumnezeu este mai mult decât biruitor prin acela care a biruit totul și a pus-o picioare. Dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt, n-ar fi fost creație. Dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt, n-ar fi fost scrisă Sfânta Scriptură. Dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt, n-ar fi existat adunare, Biserica lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt, n-ar fi fost Noul Testament. Nu ar fi fost ceea ce dumneavoastră vedeți, ceea ce dumneavoastră trăiți. Lumea asta pe care noi o vedem și în care noi coexistăm a fost făcută din nimic. Din nimic. Din lucruri care nu se văd. De ce? Că Dumnezeu nostru e un Dumnezeu atotputernic care face lucruri mari. Și El spune și ce spune se face. Și îl găsim pe Duhul Sfânt că El a locuit din totdeauna în prezența Dumnezeului Tatălui și în prezența Dumnezeului Fiu. Ei, în momentul în care Duhul Sfânt în Vechiul Testament se arăta, se descoperea oamenilor, vreau să fac o mențiune clară și o delimitare. În Vechiul Testament n-a avut niciodată loc o revărsare a Duhului Sfânt. În Vechiul Testament Duhul Sfânt se relaționa la o persoană individuală sau la un grup restrâns sau la câte un om. Dumnezeu îmbrăca pe câte un om cu duh de înțelepciune, duh de călăuzire, cărmuire, în capacitate ca în el să se poată vedea plinătatea dumnezeiască și acel om lucra direct condus de Duhul Sfânt. Mă duc cu cuvântul Domnului. Primul lucru care vreau să-l constat în Vechiul Testament, la creația omului, Dumnezeu a lucrat cu mânuțele Lui, l-a plămădit din țărână. Și Dumnezeu, după ce l-a făcut omul, chip și asemănarea Lui, a suflat în năr duh de viață. Și primul om, numit Adam, a devenit un suflet viu. Duhul de viață. Nu este altcineva decât Duhul Sfânt. Și vreau să vă duc la termenul ebraic pentru duh, care este ruach, care însemnează vânt sau suflat. Pentru că e foarte important, primul om făcut chip și asemănare de Dumnezeu din țărâna pământului devine un suflet viu datorită Duhului Sfânt care este suflat în narile lui și din momentul acela omul acela are capacitatea de a gândi, de a vorbi, de a comunica, de a merge. Vreau să vă spun, când Dumnezeu dă o poruncă foarte clară și când spune despre șerfe, sângele în care există viața să fie vărsat pe pământ și să fie acoperit cu pământ. Nu-ți dau voie să mănânci sângele sau grăsimea pentru că în ele este viața. Și cu alte cuvinte, eu și tu îmi trag existența din Dumnezeu. Eu am în mine Duhul de viață care are și Dumnezeu. Și vreau să vă spun porunca de care Dumnezeu spunea în pilda cu vița și mlădița. Dacă mlădița nu este altoită în viță, nu poate aduce roadă. Dar dacă este prinsă în viță, altoită în viță, aduce multe roadă și roada rămâne. Pentru că vița este Dumnezeu și noi ne tragem viața din Dumnezeu și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singur de ziua adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-am trimis eu. Și vreau să spun că Dumnezeu, după ce creează primul om, suflă viață în el, Dumnezeu ajunge să exprime un cuvânt, să experimenteze un cuvânt pe care eu ca om și eu spun că și eu l-am regretat. Lui Dumnezeu îi pare rău. Pentru că l-a creat pe om, din ce cauză? Toate întocmirile gândului omului sunt îndreptate
țărâna se va întoarce în țărâna, iar Duhul se va întoarce la Dumnezeu. Din ce cauza? Pentru că Dumnezeu, că l-a creat pe om, l-a așezat în Eden, l-a așezat în grădina lui Dumnezeu, cu un scop precis, ca omul să se poată bucura de toate privilegiile pe care îi le poate oferi unii cu Dumnezeu adevărat. Și omului nu-i place privilegiile pe care Dumnezeu îi le dă. Mulți dintre noi aleg să trăiască altfel de cum Dumnezeu a planificat viața. Dumnezeu a spus, nu este bine ca omul să fie singur. De aceea am să-i fac un ajutor potrivit. Și când urmăriți, am să-i fac un ajutor potrivit. În viziunea lui Dumnezeu există un singur soț, o singură soție, o singură căsătorie, o singură familie și copii. În viziunea Dumnezeu. Dar oamenii s-au stricat și oamenii au ajuns să aibă femei, să aibă bărbați, să aibă copii din diferite familii și din cauza aceasta, prima instituție fundamentală creată în Dumnezeu, familia, pe care Dumnezeu a făcut-o cu scopul ca să vină într-o familie cine? Cel ce avea să fie Mântuitorul întreg, Iisus Domnul. Iisus Domnul a fost planificat încă din veșnicie. În ce cauză? Pentru că Dumnezeu vedea că stricăciunea oamenilor români va fi nespus de mare. Și atunci Dumnezeu l-a planificat pe Iisus Hristos să se nască biologic într-o familie. Și Dumnezeu concepe viziunea Lui ca familia să fie prima instituție fundamentală. Pe Dumnezeu îl interesează totdeauna ca familia să fie compusă strict dintr-un bărbat și o femeie. Și găsim aici prima prorocie dată prin Duhul Sfânt în Geneza 3:15, unde spune că vrăjmășie voi pune între sămânța femeii și sămânța șarpelui. Aceasta s-a zdrobit capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. De cine vorbea? Vorbea despre sămânța Iisus Hristos, care urma să se nască dintr-o familie. Și vedem cu toții că Dumnezeu planifică familia, o ființă neprihănită, într-un sat foarte rău, idolatru, murdar, Nazaret. Vreau să vă spun clar, noi am fi așteptat ca Maria, Fecioara Maria, să se fi născut într-un sat comun, oraș, în care să fie un sat bine văzut, vorbit de bine. Din potrivă, din Nazaret, pune Nazaret întrebarea în împrejurarea când se întâlnește cu Iisus. De ce crezi că sunt Iisus în Dumnezeu? Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochii? Vreau să vă spun foarte clar, poate ieși ceva bun din Nazaret, o întreba Nathanael, când timp i-a spus, vino, că l-am găsit pe cine? Pe Iisus! Și atunci Nathanael pune întrebare, poate ieși ceva bun din Nazaret? Și vreau să vă asigur că Dumnezeu, într-un sat idolat, murdar și moral și stricat, are oameni. Aduce aminte despre biserica din Sardes, unde Dumnezeu face afirmația, am câteva nume, nu în sat întreg, am câteva nume care nu s-au întinat, care slujesc pe Dumnezeul adevărat, care sunt mântuiți, care sunt sfinți. Am câteva nume și vreau să vă spun, și hotici, Dumnezeu are câteva nume. Dumnezeu, cu această afirmație aceasta, vrea să spună, El iubește toată omenirea, doar cei ce vin la El sunt iertați, sunt salvați, sunt mântuiți, sunt pecetuiți pentru șlua veșniciei. Nu-i destul să fii la ei adunat. Trebuiește să faci o demonstrație publică că Iisus a devenit Domnul și Mântuitorul tău personal. Și de această prima prorocie tragem concluzia că Dumnezeu încă de la primii oameni, de la creațiune, se revelează prin Cuvântul Dumnezeu, se revelează prin prorocie, se revelează prin viziune, se revelează prin descoperiri în timpul nopții vise, căci Dumnezeu spune în El că va turna din Duhul Său peste orice făptură. Tinerii vor proroci, bătrânii vor avea vederii și chiar și peste rob și robe vor turna din Duhul meu și ei vor proroci. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că Duhul Sfânt, când este insuflat de Dumnezeu peste mine sau tine, în momentul acela, tu ai devenit proprietatea lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze. Ne dumneavoastră la un gând pe care îl văd în Sfintele Scripturi, în Ezechiel 37, capitolul, versetul 9, 10 și 11, în care Dumnezeu îl trimite pe Ezechiel
Și prorocul prorocește. Și Duhul Sfânt vine peste oase și carnea crește pe oase, venele fiind la locul lor și aștept încep să umble, să comunice. Vreau să vă spun, Duhul Sfânt, dintr-un cadavru care e umblat 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani, faci un suflet viu pentru Dumnezeu. Dacă până aici n-ai știut să-L slăvești, n-ai știut să-L glorifici, Dumnezeu din ziua de astăzi vrea să-I dai slavă, pentru că timpul Lui este timpul Tău, pentru că vorbirea Ta e vorbirea Lui, trăirea Ta e trăirea Lui. De ce? Căci El te-a abilitat, El te-a binecuvântat. Merg la alt exemplu, găsim Eliniveni, care era un popor idolatru, murdar și rău. Și că prorocul Domnului Iona este trimis la Eliniveni să le vestească pocăința, acea predică scurtă din nouă cuvinte. Încă 40 de zile și Ninive va fi șters nimicit. Ninivenii știm cu toții că se pocăiesc, dar vreau să intru puțin. Prorocul, când a fost trimis de Dumnezeu, du-te Ninive, pentru că știa că Ninive era un popor idolatru, un popor asirian, un popor rău. Ni el planifică să meargă la Tars. Și Dumnezeu niciodată nu decrești când planifică o întâlnire cu tine și cu mine. Și în dimineața aceasta Dumnezeu a planificat o întâlnire cu tine. Vrea astăzi să-ți se descopere ție în duș și adevăr. Vrea astăzi să-ți reveleze că cine este lângă tine, este la ușa inimii tale, e bate și vrea să-i deschizi. Ia să citească cu tine și tu cu el și să mergi în locul acesta. Împreună cu cel ce-o mântuit omenirea întreagă din boate la viață, Iisus Hristos. Și el fuge la Tars. Dumnezeu iasă în vapor, furtuna și el ajunge în pântecele peștelui, de unde știe să se roage extraordinar. Și spune, dacă Dumnezeu îl scapă de acolo, el va merge la Ninive să spună ce-o zis Dumnezeu. Și Dumnezeu poruncește peștelul și peștelul îl basculează afară. Și Iona merge la Ninive. Și ce predica lui? Și pe ce face predica aceea de nouă cuvinte, timp de 3 zile? 120.000 de oameni. De la împărat până la ultimul om. Biblia spune că nu știau deosebit stânga de dreapta, afară de niște animale. Ei nu știu altceva. Vreau să vă spun, până când nu te întâlnești cu Dumnezeu, ești ca un animal. Ești fără gândire, ești fără caracter, ești fără rațiune. Dar când te întâlnești cu Dumnezeu, devii ca Dumnezeu. Și Dumnezeu te înțelepțește, te încunoștințează, te înzestrează, ca să poți deosebi binele de rău. Domnul să ne binecuvânteze. Și după prăcii Iona se întoarce împăratul în sac și cenușă și toată cetatea. Și Iona face afirmația aceea, mai bine să mor. Iona, de ce te mâni tu? Ți-e pare rău pentru un curcubet? Și mie să nu pare rău pentru un popor 120.000 de oameni care nu știu de scrisirea dreapta? Iona, știam, spune Iona, că ești tu Dumnezeu milostiv, chiar de aceea n-am vrut să mă duc la ei, că știam că te vei îndura de ei. Iona, în mânia lui, a trebuit ca Ninivei să piară. Dar Dumnezeu avea alt plan. În mânia ta, tu care mă asculți, poate Dumnezeu tău crezi tu că a planificat să mor. Nu! Dumnezeu pe care eu îl slujesc, în versetul 3:16 Ioan, spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Iisus Hristos. Vreau să spun, l-a dat ca preț de răscumpărare pentru viața mea, viața ta, ca nimeni să-mi ia. Ci toți să aibă viață veșnică. Darul oferit de Dumnezeu a fost Iisus. Iisus Hristos a fost dăruit de Dumnezeu ca un dar, preț pentru mine și pentru tine. Și vreau să spun că acest preț nu-l poți plăti nici cu aur, nici cu argint, nici cu piese scumpe. Deci pentru voi n-ați fost răscumpărați din felul și versiune care trăiați prin aur, piese scumpe, argint, ci prin Sfânt Sângele Mielului, că a fost vărsat pentru voi în Calvar. Elai, sună Domnul la urechea mea. Știu că sună la urechile celor ce sunt pe acestea. Domnul sună mântuire. Domnul sună de așteptare. Domnul sună de carte. De carte. Aleluia. Dar te-am răscumpărat din fără așa de fire. Hai la Dumnezeu. Hai la cuferință. Hai la viață. Că și despărțirea Domnului nu poți face nimic. Dar împreună cu el lucruri mari să-i face. Găsim un exemplu foarte clar a unui om Dumnezeu afară. Și Dumnezeu de regulă la oamenii lui se revelează deosebit.
Și uitându-mă la oamenii Marilor Scripturi, oamenii Marilor Scripturi, aproape toți au fost soțiile lor sterpe. Avram se însoară cu o femeie stiarcă, cu Sarai. Și Dumnezeu îi spune, Avram, am un plan cu tine. Ieși din casa ta părită. Ieși din localitatea în care te-ai născut. Ieși din familia din care faci parte. Ieși și urmează-mă și du-te unde te trimit eu! Și Avram, vreau să vă spun, Avram, pentru că crede în Dumnezeu și promisiunea lui, pornește. Dar nu pornește și o zis Domnul. Domnul a zis, ești Avram tu. El mai ia cu el și vreau său și pe nepotul său Lot. Primele două greșeli. Din cauza aceasta s-a omânat planul prin care Dumnezeu îi făgăduia lui Avram că se va naște din soția lui stearpă un copil de parte bărbătească. Și Avram, luând pe tatăl său și pe Lot, nepotul său, ajung la să iasă din țara lui. Într-un loc în care să povesc 10 ani până când tatăl său îl adaugă pe Domnul la el, îl ia. După care îl ia, Avram merge mai departe cu Lot și pentru că turmele lor erau mari și păzitorii turmelor se jetau între ei, Avram spune lor, nu este bine. Să ne jetăm, noi suntem frați unul cu altul. Dacă tu apuci la stânga, eu apuc la dreapta, dacă tu apuci la dreapta, eu apuc la stânga, să nu te ceartă între noi. Și Lot, Biblia spune, Lot și-a țintit privirile către câmpia Iordanului, că era ca o grădină a lui Dumnezeu. Și când Lot a văzut câmpia asta atât de mănoasă și de binecuvântată, a ales câmpia Iordanului și și-a întins corturile, spune Biblia, până în Sodoma. Deci nu i-a ajuns câmpia. I-a trebuit și ținuturile Sodomei. Așa suntem noi oamenii. Omul pe moment când îi creează Dumnezeu, ochii lui nu se satură să poftească. Omului vrea să aibă tot ce există pe cer, sub cer, pe pământ. Și de aceea, el când a zărit câmpia mănoasă, bogată, ținuturile a mers până acolo. Mă uit la Avram. Avram n-a putut Dumnezeu să-și împlinească planul până în momentul acesta. Până în momentul acesta, Avram era cu Lot. Dumnezeu nu-și a venit planul. Cum Dumnezeu a venit să vadă ce se întâmplă în Sodom. Și s-a oprit în casa lui. S-a oprit la colima lui Avram. Și Avram le-a șempat și lor trei îngeri. Între cei trei îngeri era unul înger Domnului. Era Iisus Hristos. Îngerul Domnului îi spune lui Avram, din soția ta, la anul pe vremea aceasta, vei avea un copil de parte bărbătească. Din sămânța ta, voi binecuvânta tot pământul. Tot pământul este binecuvântat în sămânța lui Avram. Și Avram se confesează și spune un om bătrân, aproape mort, 99 de ani, o femeie în vârstă, 90 de ani, 89 de ani. Cum? Atunci, el trebuie să spune la ani. Vedeți? Până când a fost ansă cu el, Lot cu el, 25 de ani. Dumnezeu nu i-a spus nimic. Dar atât i-a spus că l-a scos din casa lui, că el va fi tatăl multor neamuri. Și că el va fi o binecuvântare pentru toate națiunile Pământului, Geneza 22:18. În sămânța ta vor fi binecuvântate toate națiunile Pământului. Binecuvântarea care vorbea Dumnezeu acolo era Isaac, dar era Evanghelia. Era cuvântul Dumnezeu care va fi vestit peste tot Pământul. Și cuvântul acesta, care este puterea Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede, va produce multe vieți mântuire. Salvare. Din ce cauză? În Geneza 12:3 spune că pe cine vei binecuvânta va fi binecuvântat, pe cine vei blestema va fi blestemat. Din ce cauză? Pentru că cel care dă binecuvântarea este Iisus Dumnezeu. Glorificat să-i fie numele. Vreau să vă spun că Avram, pentru că a crezut pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a primit promisiunea. Nu te vei mai chema Avram, te vei chema Avram. Pentru că vei fi tată multor neamuri. Iar Sarai nu se va mai chema Sarai. Se va chema Sara. Pentru că va fi mama multor națiuni. Și Sara a început să râdă în cort. Cum să mai am eu plăcere la vârsta asta? Tot în sângerul. Deci ai râs? N-am râs. La anul pe vremea asta când mă întoarce și-a zis, vei avea un prunc de parte bărbătească. Din trupul tău. El a zis, Eleazar, robul meu va fi. Nu! Din trupul tău.
tine. Și acum vreau să spun toate ce s-au spus Duhul Sfânt. Într-un moment de răscuce în viața lui Avraam, Avraam ajunge să meargă, pentru că era foamete în ținutul acela, la Gera. Și acolo Abimelec, împăratul filistenilor de la Gera, își pune ochii pe Sarai. Dar înainte ca Sarai să intre, Sara să intre cu Avraam în Gera, face cu ea un legământ și spune celor de acolo să le spui că sunt fratele tău. Ca să meargă bine din pricina ta, ca să nu mă omoare oamenii locului din cauza ta. Și Sara, clar, înțelege. Și în momentul când intră în Gera, împăratul filistenilor aude că acest rob care vine în Gera, ca să lucrească o vreme acolo, are cu el o soră de-a lui, frumoasă. Și cer să-l ducă la el ca soție. Și când vreau să-l duce la el ca soție, știți cu toți, în noaptea aceea, înainte ca Abimelec să aibă relație cu ea, Dumnezeu îi se revelează. Și Dumnezeu îi spune să nu te atingi de ea! Că e nevasta unui bărbat. Cum? El mi-a spus că e soră sa. Da, e soră sa. Dar e nevastă sa, pentru că e soră numai de tată. Mamele nu sunt aceleași. Și atunci, pântecele tuturor țiitoarelor lui Abimelec au fost încuiate să nu poată naște. Toate vitele, animalele nu puteau naște. Toate erau blocate, binecuvântările erau blocate. Dumnezeu face remarca asta. Te duci la Avraam, căci el este proroc. El se va ruga pentru tine. Și doar în vederea lui îl voi asculta și nu te voi nimici pe tine și tot ce e al tău. Și țiitoarele vor naște, animalele vor naște. Și Abimelec vine la Avraam. Ce mi-ai făcut? Și Avraam îi spune, într-adevăr, este sora mea. Este sora de tată, dar nu de mamă. Și atunci se roagă Avraam, și nasitoare, nasdobitoacele, și ăsta îi dă 1000 de cilingi. Sicli de argint, dovadă că n-a avut relație cu ea. Și el îi lăsa să trăiască mai departe. Am vrut să remarc aici un lucru. Prin cine a vorbit Dumnezeu aici? Prin cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului s-a coborât la Abimelec unde? Minte. Și acolo le-a vorbit. Nu ți este îngăduit. Și apoi cuvântul Domnului care le-a vorbit i-a spus, du-te la Avraam căci el este proroc. Deci Dumnezeu vorbește prin proroc, prin turim și umim, prin descoperire, prin viziune, prin vis și prea foarte important, toate astea le face Duhul Sfânt. Mă uit că Dumnezeu, Duhul Sfânt, în Vechiul Testament, îmbracă anumite persoane cu care vreau să mă fălesc. Pentru că Dumnezeu, dintotdeauna, a avut oameni cărora s-a revelat, s-a descoperit și s-a pogorât peste ei. Dacă în vechime, Dumnezeu alegea câte un om din seminții, câte un om dintr-un popor. În Noul Testament, Dumnezeu ne face pe toți o seminție de preoți, un neam sfânt, un popor ales. Face diferența. În vechime, mă duc la primul om care îmi s-a de mie acum ca exemplu, Iosif. Iosif, în Geneză 41, după acel complot al fraților, pentru că Iosif era un copil de 17 ani, care era sincer și curat, și Dumnezeu îi se revela prin vise, și pentru că făcea de cunoscut visele pe care Dumnezeu îi le revela și îi le spunea lui Iacob, frații lui au început să-l lască. Mai mult! Iacob iubea pe Iosif mai mult ca pe ceilalți frați. Și avea greșeala aceasta să nu practicați nici unul din voi. Noi nu avem voie să avem preferați în familie. Dacă avem 10 copii, toți trebuie să se bucure de același ha, dragoste din partea mamei și a tatălui. Dar Iacob a făcut greșeala aceasta. I-a făcut o haină peste să mai deosebită pentru Iosif și l-a ascultat și păsea, urmărea visele lui. Și într-un moment în care Iacob primite pe Iosif la frații lui, la Dotan, să le ducă merind de mâncare, frații lui pășteau turmele acolo, când îl văd de departe, spune, să-l omorâm. Să vedem atunci ce se va alege de visele lui. El, printre altele, a avut două vise, care mai târziu se vor împlini. Unul din vise spunea că soarele, luna și 11 stele se vor arunca cu fața la
Și când fratele meu a auzit visul acesta și Iacob, tatăl său, șoamă sau, o zis, nu cumva, eu, mamă ta și frații tăi, eu plecat cu azi la mâini, eu zis, nu zis, așa sau așa, o zis, visul ăsta l-am avut. Și mai târziu îl găsim că visul se plinea și în tocmai. Și pentru că el are vise, și pentru că el este corect și curat înaintea Domnului, Dumnezeu hotărăște să-l îmbrace cu Duhul Sfânt. Și remarca asta, vreau să vă spun ce eu facem. Faraon. Vreau să cred că eu, dacă am Duhul Sfânt, voi veți remarca lucrul acesta. Dar trebuie să remarci lucrul acesta. Și cei din jurul meu, de locul de muncă, de pe câmp, din stradă, dintre vecini, din ce cauză? Pentru că Duhul Sfânt în tine te face să luminezi, să urmești crescul tale, să fii un model de trăire umblare. Și Iosif, îl găsim cu toții scris că el era un om deosebit, care nu facea altceva decât trăiește adevăr. Și am uitat versetul 41-38 cereță. Și Faraon a zis slujitorilor săi, dar vreau să spun când a zis, Iosif ajunge vândut în casa lui Potifar. În casa lui Potifar, din momentul în care Iosif ajunge, toate lucrurile mergeau bine. Gospodăria creștea, binecuvântările se mulțeau și Potifar n-avea alt gând decât să bea, să mănânce, să se distreze. Că toate erau pe urmele, pe urmele lui Iosif și din cauza asta. Și într-una din zile, femeia soția lui Potifar și-a pus ochii pe Iosif și a spus, culcă-te cu mine! Și Iosif, îmi place afirmația lui, toată casa, toată gospodăria, toate îmi sunt date pe mâini, afară de tine, că tu ești nevasta lui. Și doi, cum mă voi înfățișa eu înaintea lui Dumnezeu? Aleluia. În primul rând, cum va fi fața lui Dumnezeu lucrul ăsta? Și el a refuzat să o asculte. Și Biblia spune că fiecare zi ea îi spunea, culcă-te cu mine. Și acest om, plin de Duhul lui Dumnezeu, refuză. Refuză păcatul. Spunea el, toată casa, tot ce are, tot pe locul tău, e pe mâna mea. El era doilea om în familie. Decât tu, tu și el, sunteți mai mare, tu ești soția lui. Și acum, pentru că el refuza compromisul păcatul, ea i-a întins cursa și într-un moment când nu era nimeni în casă, ea a apucat haina, l-a tras lângă ea să culce cu el. Și el a fugit. Fuga asta lui Iosif le-a costat libertatea. 13 ani. Vreau să vă spun, Iosif, pentru că el era Duhul lui Dumnezeu, a preferat să stea în temniță închis. Să fie terorizat în temniță. Chinuit de singurătate. El nu s-a compromis. Duhul Sfânt în tine, frate. Duhul Sfânt în tine, soră. Îți va da forța să-i spui păcatului nu. Nu-i Duhul Sfânt, pici la test. Și el, acolo în temniță, în timp ce l-a închis, ea a zis, ia că ce mi-a făcut evreul ăsta, sluga ăsta tău care l-a adus aici. O fost să culce cu mine și am țâmpat. Nenorocina. Ce minciun. Și ăsta Potifar îl aruncă în temnița cu butucea împăratului. Și acolo, din nou, Iosif se remarcă. Devine șeful temnițe. Duhul Sfânt era cu el și în temniță. Era în temniță pentru că era curat și nevinovat. Ce har să suferi pe nedrept. Ce har, ce cinste, ce glorie. Unul vedea, ochii lui vedeau, că acolo se leargă bine temniță. Și mai mare temniță, spune Biblia, că n-avea treaba altceva decât să mănânce, să bea, să doarmă, că acolo era Iosif și concedea totul. Și în temniță erau închiși la un moment dat paharnicul împăratului și pitalul împăratului. Și ăștia doi au două vise. Și în momentul când ăștia doi au visele, Iosif îi vede dimineața posomorât și îi întreabă, de ce vă sunt fețele posomorâte? Și mai marele paharnicilor îi spune, am avut un vis și nimeni nu-i stare să ne tâlcuiască. Și Iosif îi spune mie visul, că este unul care tâlcuiește vise. Și când îi face cunoscut visul, îi dă tâlcuire exactă, pe zilele zile, îi împine din nou paharul în mâna împăratului și vei fi înapoi liber. Dar, adu-ți aminte. Când va merge ție bine și de mine. Pitarul, când a spus și el visul, o zis, peste trei zile, împăratul va tăia capul, carte și va mânca păsările cerului și vei fi băgat în sărâni. Exact s-au împlinit visurile. Și acum uitați-vă, cer ce vechează. Trec doi ani. Și Dumnezeu, pentru că are plan cu Iosif,
cele slabe există în cele grase și faraonii cu urat. Și nici magii, crucitori, vrăjitori, nu-i pot tâlcui visele. Și atunci mai mare de pahar de celui spune, adum, acum mi-aduc aminte de greșeala mea. Când eram întemnițat, era acolo un tânăr evreu. Am avut un vis și eu și mai mare vitalilor. Și ne-a tălmăcit visele tocmai după tălmăcirea lui. Eu sunt apoi pus în slujbă, mai mare cât ar fi omorât și pus în țărână. Dă poruncă faraon să-l aducă pe Iosif. Iosif se va grește să îmbracă în alte haine. Și apare în fața lui faraon. Și faraon îi spune visele. Și Iosif nu vine cu remarca. Știu eu. Zic așa. Este în Dumnezeu, un cer, un Dumnezeu. Aleluia. Care poate să descopere orice tare. Eu slujesc pe acel Dumnezeu. Aleluia. Nu eu, faraon. Este în cer un Dumnezeu. Aleluia. Și în momentul în care îi spune visul, îi spune, visul tău este un singur lucru. Vor fi 7 ani de belșug și apoi vor urma 7 ani de foame. Să cauți un om pe care să-l pui, să strângă binecuvântările celor 7 ani, că foame de care nu după aceea va arată tot pământul. Și faraon face afirmația aceasta. Pe cine altă am putea găsi? Care alt om ar putea potrivi acolo, afară de tine? Alt om nu poate potrivi acolo. Și acum uitați-vă Geneza 41 cu 38. Și faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Aleluia. Vreau să spun, cel ce tâlcuiește vise, aleluia, este Duhul lui Dumnezeu. Aleluia. Dumnezeu se scopă din cer celor ce-l caută, chiar pâșpâind. Și în 41 cu 45 spune cuvântul Domnului acolo că lui Iosif îi pune numele de Tafnațina, adică descoperitor de taine. Din ce cauza? Pentru că tu, Domnului, era peste el și a putut să pătrundă tainele acestui împărat. În Exod 31 cu 1, merg la alt exemplu, omul Dumnezeu, Moise. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Exod 31 cu 2, să știi că am ales pe Bețalael fiul Ur, fiul Hur, din seminția lui Iuda. Lui Moise, Dumnezeu i-a revelat corpul întâlnirii și cu obiectele care trebuiau să fie în cortul întâlnirii. Cum să le confecționeze, din ce materiale, ce motive să aibă și Dumnezeu, spune Biblia, că a făcut ca Beța la el, care avea Duhul Dumnezeu peste el, Duh de înțelepciune, să poată face toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a revelat lui Moise. Veți la el, Exod 31 cu 3. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. I-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Vedeți de asta de ce Bezalel se remarcă în fața lui Moise? Pentru că era plin de Duhul lui Dumnezeu ca să poată zidi, construi, face toate lucrurile care conțineau templu, cortul întâlnirii. Și în primul rând, uitându-vă la cortul întâlnirii, prima imagine este cortul. A doua lucru era perdeaua care separa locul sfânt de locul prea sfânt. Chivotul care conținea cele două table, legea lui Moise, toiacul lui Aron și vasul de mană. Mai era acolo masa pentru pus înainte sfeșnicile. Mai era acolo încă marea în care putea să intre apă pentru spălare. Și sfeșnicile care conțineau 7 brațe. Pâinile pentru pus înainte. Și toate. Moise, prin omul acesta ales, le face în tocmai. De ce? Avea Dumnezeu peste el. Când Moise își încheie activitatea, n-am ce remarcare pentru Moise decât că Moise a fost Dumnezeu pentru faraon. Pe pământ, înaintea lui, după el, nimeni nu poate fi pus alături de Moise, afară de Iisus. Moise a fost plin de Duhul Sfânt, până acolo, scumpi, eu fi foarte atenți,
că și ce simțea Dumnezeu, simțea și Moise. Dacă Dumnezeu se amăra, și Moise se amăra. Dacă Dumnezeu se bucura, și Moise se bucura. Așa colaborarea era între Dumnezeu și Moise. Și când Moise se încheie însărcinarea pe pământ, că el avea o însărcinare dată de Dumnezeu ca să scoată poporul de robia Egiptului, să-l ducă în Canaanul Ceresc, Dumnezeu îi spune la chiar însărcinării lui, l-am ales pe Iosua. Mergi, pune-ți mâinile peste el, ca Duhul care este peste tine să vină peste el, ca să poată să conducă poporul în Canaan. Și face Moise afirmația aceasta, nu te teme, îndrăznește, îmbărbătează-te. Din ce cauză? Că Dumnezeu este cu tine. Și vreau să spun că Moise, omul lui Dumnezeu, când se plângea înaintea lui Dumnezeu că nu poate purta poverile unui popor atât de mare, aproape 603.000 de oameni care erau bărbați, fără femei și copii, să-i conduc un singur bărbat și el face această rugăciune în fața Domnului. Nu pot să port atâta popor de unul singur. Moise, du-te la cortul întâlnirii și acolo adună 70 de bărbați bătrâni, oameni destoinici. Voi lua din Duhul care este peste tine și voi pune peste ei și aceștia te vor ajuta în această lucrare. Și Moise numește 70 de bărbați care merg la cortul întâlnirii 68. Doi rămân în tabără. El dat și le da. Și în momentul în care Moise, Dumnezeu ia Duhul de peste el și pune peste cei 68-70, toți prorocesc. Iosua, în tabără fiind, vede că el dat și le da prorocii și merge la Moise și spune, Domnule Moise, oprește-l pe el dat și le da că prorocesc. Ești gelos de mine? Ești gelos de treabă, Domnul Iosua? Eu aș vrea ca toată adunarea să fie formată din proroci. Toți să prorocească. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Au prorocit atunci și au încheiat. La încheierea cuvântății lui Moise, Dumnezeu îi spune, puneți mâinile peste Iosua și îl voi îmbrăca cu putere. Și mergem în cartea Numerilor 27:18, Domnul a zis lui Moise, ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu, și să spui mâna peste el. Uitați, am selectat versete care scot în relief această prezență a Duhului Dumnezeu. Dumnezeu, când coboară într-o ființă, înseamnă că ființa aceea, în primul rând, este un om destoinic, un om sfânt, un om care trăiește neprihănire, un om care este vrășmaș al lăcomiei, un om care nu clevetește, un om care nu cârtește, un om care nu murmură, un om care este model de acțiune, trăire, umblare, un familist binecuvântat. Iosua face afirmația în Iosua 24:15, versetul acela puternic îi spune că când despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Și aș vrea ca fiecare din voi care m-a ascultat să puteți rosti același cuvânt. Și Dumnezeu îi spune, întărește-te Iosua și îmbărbătează-te că își voi fi cu tine. Tu vei duce poporul în Canaanul Ceresc pe care eu l-am pregătit, unde curge lapte și miere, dar prin pustia aceasta, Iosua, pe avea de înfruntat războaie, le avea de înfruntat probleme și îl găsim pe Iosua, un comandant de oști destoinic, care își duce lucrarea până la sfârșit și reușește să ducă poporul în Canaan, să împartă țara la seminții și apoi, cu ajutorul Dumnezeu, să ajung cu voi la vremea aceea când poporul Israel era fără împărat, era fără proroși, era un popor răzvrătit, rău, imatur, era idolatru, era murdar, fiecare făcea ce îi plăcea. Fiecare făcea ce îi plăcea. Israelul a ajuns un popor pierdut, risipit. În momentul acela, Dumnezeu în gurarea lui, din când în când, le indica câte un judecător. Și primul dintre judecători pe care îi remarcă Biblia, în vremea în care Israelul era foarte apostat, adică slujea icoanelor, idolilor, baalilor, astartelilor, își treceau fiii prin foc în cinstea lui Moloch,
în cinstea lui tale și vreau să asigur în momentul acela când poporul scotea strigăte și înălța rugăciuni către Dumnezeu, Dumnezeu le ridica câte un izbăvitor în care coboară Duhul Sfânt. Primul dintre ei îl găsim pe Otniel și judecător, capitolul 3, versetul 9, cuvântul spune așa: copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul a ridicat un izbăvitor care i-a izbăvit pe Otniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, judecător 3:10. Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat mâinile lui pe cușoane și etani împreună cu Mesopotamiei și mâna lui a fost puternică împotriva lui cușan și etani. Și i-a dat Domnul, cum era Otniel, plin de Duhul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, Otniel 40 de ani cât a trăit, Israelul era condus de judecătorul Otniel. Otniel moare și poporul începe din nou să facă lucruri neîngăduite. Din nou se amestecă în căsătorii cu alte popoare. Trăiesc idolatria, trăiesc închinarea la idol. Și din nou Dumnezeu îi îngăduie să fie omorâți, prigoniți, maltratați de popoare din jurul lor. Dumnezeu când ei strigă la ei, din nou le ridică un izbăvitor. A doilea izbăvitor îl găsim pe Gedeon. Și cartea judecătorilor 6:34, cuvântul spune așa: Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. A sunat din trâmbiță și Abiezer a fost chemat să meargă după ea. Vreau să intru istoria lui Gedeon puțin. Gedeon bătea grâul în teas. Era în război Madianul cu Israel. Madianiții căutau să contropească și să strânge toate culturile. În fiecare an, când Israel trebuia să strângă culturile, intrau madianiții și ne norocea culturile. Închipuiți-vă să vă semnați grâul, orzul, zoica, secara și când să le recoltați, Madian trece peste ele, le prăpădește și rămâi cu nimic. Și în momentul în care Gedeon, de frica lui Madian, ascundea niște grâu și bătea în teas, Domnul vine la el și spune: Domnul este cu tine, viteazule! 6:11, eu, la judecător. Și atunci Gedeon face afirmația: cum este Domnul cu mine? Că și se întâmplă aceste nenorociri. Și Dumnezeu îi spune cuvântul din 6:34, îmbrac cu Duhul Sfânt să marcă la luptă împotriva lui Madian. Și el dă proba cu valul de lână din aur. Dacă Domnul este cu mine și dacă tu ești cel ce mă trimiți, fă ca valul ăsta de lână să fie ud de rouă, iar tot pământul să fie uscat. Și noaptea aceea valul de lână s-a udat cu rouă, iar pământul a rămas uscat. O stos valul de lână, o dată pahar de apă, și acum ce mai pun o încerca. Dacă tot pământul va fi ud de rouă, numai valul de lână să nu fie ud. Atunci pot la război. Și Dumnezeu face și tocmai. A trebărit, ați remarcat, nu era ploaie atunci. Era o rouă care i-a dat pământul. Nu ploaie atunci, era o rouă. Până la vremea lui Ilie, era rouă. De la Ilie începe ploaie. Și vreau să vă asigur aici acum că Gedeon strânge tot Israelul și ajung să fie 32.000 de oameni la luptă. Și Dumnezeu să spune Gedeon: sunt prea mulți, Gedeon. S-ar putea să se laude ei că prin forța lor, prin înțelepciunea, prin puterea lor, au învins pe Madian. Spune-le celor fricos să meargă acasă. Celor fricos să meargă acasă. Marc 22.000 de oameni acasă. Îs mulți că de o șoște 10. 10.000. Mergi cu ei la apă. Cei ce vor limpăi apa cum limpăiaște câinele. Cu cine merg la luptă. Se pare de ceilalți. 300 limpăiesc apa ca câinele. Pe ceilalți 9.700 îi primi de acasă. Și cu cei 300 Dumnezeu îi dă rețeta. Ei trâmbițe, 300 trâmbițe. Ei făclii și ei niște ulcioare. Și cu aștia mergi, îi împarți în 3 tabere, în jurul Madian și toți să facă ce vei spune tu. Și înainte ca să-i dea proba de foc, îi spune: mergi cu slujitorul tău pura prin tabela Madian, că atunci ți se va întări gleasnele și vei căpăta în putere când vei auzi ce se vorbește acolo. Și când merge în tabăra lui Madian, aude pe unul explicându-l acela un vis.
cum o turtă de orță rostogolea în tabără și o dată în corpul lor și o nimicit, cealaltă zis, asta nu este altceva decât sabia lui Gedeon. Când Gedeon a auzit, s-au toți acei creștini și au zis, Domnul, odată în mâinile noastre ne va dea. Haideți să punem în practică planul. S-au învățit în jurul celor din Madian, cele 300 de tabere și Gedeon o spart ulciorul, tot o spart ulciorurile. Au prins făcliile și au luat trândisele. Și ei stăteau pe loc și sunau din trândiță și spuneau sabia Domnului și sabia lui Gedeon. Numai asta spuneau. Cel ce a început groază lui Dumnezeu în tabără. Și toți madianiții se omorau unii pe alții. Fraților, să mergă un om. Au ajuns să fugă care încotro să piară. Era groază lui Dumnezeu. Poporul Israel erau risipiți, i-au prins, i-au nimicit. Și acum ce a ceartă cu Gedeon? De ce ai măzat fără noi? Și Gedeon, ca un om smerit cu mine, ce spune? Nu-i mai mare hamar pentru voi care spuneți roate de când tine care v-ați luptă. Că voi ați prins pe cei doi împărați, nu? Și acum Gedeon ajunge în momentul gloriei să fie judecător peste Israel 40 de ani, dar măriți viața. Încheie în declin total. Își face un terafim. Să închid la icon. Să închid la idol. Un om cu care Dumnezeu se fălește. De ce spune asta? Să nu te crezi cum în cer. În cer, când ai venit cu luna, atunci poți spune că ai luptat lupta cea bună, ai câștigat cu luna și de acum te așteaptă veșnicia. Frânești un s-o primești, să intri în veșnicie. Nu ești în cer. Ce faci? Lupți acum. Lupta cea bună. Domnul să ne binecuvânteze. Un alt judecător, când poporul era însătit, îl găsim pe Iepta. Poporul Israel, neamă, a făcut ce trebuia. Iar se chimia, iar se zbătea, iar se tombra. Erau diviși la divinile. Și Dumnezeu ridică pe Iepta, judecător 11:29. Duhul Domnului a venit peste Iepta. Iepta a străbătut Galaadul și Manase. A trecut la Nispe din Galaad, a pornit de potriva fiilor lui Amon. Iepta era fiul unei curte. Iepta era copil de Dumnezeu, dar fiul unei curte. Un om care trăia în păcat. Dar când Dumnezeu găsește care să aducă un izbăvitor, urmăritați. De ce predic așa acum? Să mă înțelegeți! Fără Dumnezeu, ai fost un stricat. Ai fost o stricată. Ai curvit, ai băut, ai mințit, ai înșelat, le-ai făcut pe toate. Dar când Dumnezeu vrea să te mântuie, are puterea. Și el spune în fapte 17:30, că el nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește astăzi tuturor oamenilor să se pocăiască. Pentru că a pregătit o zi. Și Dumnezeu în ziua aceea vrea să spună, vină robul credincios, intră în moștenirea care a fost pregătită la Biblia lui. Nu să zică pleacă de la mine, că ai făcut fără de legea. Nu vrea Domnul asta. Și vreau să te asigur, care mă asculți, nu ești la întâmplare în locul acesta. Pocăiți care sunt în țară, sunt toată plăcerea mea. Psalmul 16:3. Dacă spune Biblia cuvântul ăsta, pocăiții sunt rodul suferințelor Domnului. Pocăiții este plăcerea Domnului. Iepta, un fiu de curvă, este plin de Dumnezeu, de Dumnezeu, ca să vadă la luptă împotriva cui? Împotriva poporului care era în jurul lui, filistenilor. Și el le spune filistenilor, de ce îmi faceți război? Și filistenii vin la Iepta și spune, ținutul ăsta care voi, poporul Israel, locuiți, au fost a noastre. Și atunci el spune toată istoria cum Dumnezeu i-a scos din Egipt, cum Dumnezeu, prin robii lui Moise, i-a dus în țara aceasta a păcătuit de Dumnezeu și cum Dumnezeu le-a dat omul în moștenire. Și zice, pentru că voi nu ați plecat să dați apă și pâine poporului Israel, din cauza aceasta Dumnezeu a zis, război total, toată viața împotriva voastră. Vedeți noastră, pe Amalek, pe Filisteni, pe Moab, pe Amoniți, să nu-i lași să intre în casa Dumnezeu. Și doi, să nu-i lași să vrească. Din ce cauză? Pentru că nu m-au primit cu pâine și apă. Pe coasă! Asta e bine să scumpi lor. Unii cu care încerc pe moment, Domnul să ne sălui. Și pe Iofta îl găsim că începe războiul, învinge și ajunge să fie judecător 20 de ani. Dar el, când merge la război, face o juruință. Dacă vei da mâinile mele pe fiul lui Amon, dacă îi voi îndrici pe pierde, cer sau cea, care va ieși primul pe ușile casei mele, curții mele, îl voi duce ca șerfă în Dumnezeu. Și când ieși el de luptă, unica mi fată, de care o avea, ieși pe porți în fața lui să-l întâmpine de bucurie, că el vine de la victorie de la război.
și iertași fâșii haine ce. Ah, fica mea, grozav mă zdrobești. Tată, tot ce ți-a ieșit din gură împlinește. Dar lasă-mă slobă de două luni de zile. Să-mi petrec cu prietenii mele munți. Apoi, faci și împlinești cum e ce ai de plinit. Și Biblia spune că două luni a stat în munți cu prietenii mele. Și apoi a venit și am fost jertfită pe altar. Și de atunci, patru zile pe an, se sărbătorește sărbătoare în cinstea fiicei lui Mierta. Frumoasă istorie, nu? Dumnezeu să ne binecuvânteze. Din nou, Israelul se răzvrătește. Din nou face lucrurile. Și Dumnezeu ridică un alt judecător, Samson. Samson. Istoria lui nu mai intră în profundinea ca istoria lui Codinez, dar mă uit doar la singur verset. Judecător crește cu 25. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahanedan între Zorea și Eștaol. Pe cine? Pe Nazireu Samson. Samson este un Nazireu din pântecele Maicii lui. Vestit prin cuvântul Domnului de către Îngerul Domnului lui Manoah. Manoah află că îi zvănește un Nazireu care nu are voie să mănânce nici să bea, nici mus, nici vin, nici alcool, nici băutură, nici să mănânce fructe din care se scoate alcool. Și el va fi izbăvitor poporul Israel de robie Egiptului. El, Samson, este umplut de Duhul Sfânt. Nu zămislit de Duhul Sfânt. Umplut de Duhul Sfânt. Pentru că găsim aici, umplut de Duhul Sfânt, a început să miște Duhul Sfânt între Mahanedan. Și găsim aici pe el că merge la luptă împotriva filistenilor. Și le face mari victorii al 20 de ani și Samson este judecător. Dar finalul vieții lui îl găsește într-o cădere liberă. De ce? Pentru că au fost mai puternice simțămintele firești, drăcești, ale trupului lui, decât Dumnezeu de peste el. Pe Samson, ochii l-au trădat. A văzut-o pe Dalila, a văzut-o pe curva din Rahab, pe curva care e acolo, în Marea Șorec, și el n-a știut altceva decât să aibă relații cu el. Asta i-a costat ochii. Vreau să vă asigur că nu era scris cazul ăsta în Biblie, dacă nu-i pentru tine și pentru tine care mă asculți. N-ai pus mâna pe tine ori grecerești. Când ai ajuns în cer, atunci poți spune, am luptat lupta așa bună, am câștigat una, de acum sunt cu Domn. Atunci, prea atunci nu poți spune. Așa că nu te lauda că tu ești puternic, că tu poți bea, că tu ești și la băutură, sau că tu poți lupta cu orice femeie sau cu ce bărbat, că tu te lași biruită, pentru că dacă nu-i Duhul Sfânt în tine, te duce diavolul așa ca un munte de măsăca și ajungi nimic. Mă uit la un alt om, David. Doar ating un verset ca să vedeți plinătatea Duhului Sfânt în el. David, 1 Samuel 16. Samuel a luat cornul cu de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare. Ce face David după ce mă gândește? Nu lua Duhul tău de la mine. El constată în urma păcatului lui că el nu mai era Duhul Sfânt. Vreau să te asigur, dacă n-ai Duhul Sfânt, ești ca un om fără direcție. Când ai Duhul Sfânt, ai conștiință. Vermele care nu moare este conștiința. Și cine este acesta? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te conștientizează a privi, a pofti, a păcătui, aduce la moarte. Duhul Sfânt este. Mă uit acum, vreau să dau niște exemple de proroci, pentru că știu că vă plac. Și primul care încade mie la inimă este Ilie. Un om deosebit care apare ca un om îmbrăcat într-o haină de păr de cămilă, încins cu un brânt de culea, încălțat cu sandale, cu voce de ture, om plin de vigoare, acțiune, care găsim în 1 Împărați 17:24. El scrie cuvânt așa. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului este în gura ta. În gura ta este adevăr. Și îi face remarca. Văduva din Sarepta Sidonului. Dumnezeu îl trimite pe Ilie, te-a trimit la o văduvă în Sarepta. În Sarepta erau multe văduve față. Dar Dumnezeu găsea și care s-o trimite la o văduvă anume. Și la văduvă aceea îi moare pruncul. Și văduva are sclavă, zice, om al Dumnezeu. Ai adus aminte Domnului despre slăbiile mele, greșelile mele, din cauza asta Dumnezeu mi-a murit pruncul. Și Ilie nu-i faci răcați femeii. Îi spune Domnul, de ce îi faci apăsare femeii? Ia pruncul, duce în camera lui, închide ușa după el, se roagă pentru el să se întinde peste el,
și Procul revine la viață în tine. Omul Dumnezeu Ilie, plin de Duhul Sfânt, ajunge să fugă de o femeie idolatră, murdară, păgână, Izabela. Și îl găsim pe Ilie când face afirmația în Împărat 15:4, mai bine să mor! Afirmația asta o face și Moise. Afirmația asta o face și Iona. Mai bine să mor! Vreau să mor! Din cauza unei femei. Și-l găsim la muntele Carmel pe Ilie, plin de Dumnezeu, în fața 850 de proroci ai Astarteilor 450, a Baalilor 400, că îi înfruntă, îi înjunghe, îi omoră. Și acum fuge din cauza amenințării lui Izabela. Din ce cauză? Din ce cauză? S-a văzut el cineva. Și-a zis el, am rămas doar eu singur și mie caută să-mi ia viață. Ilie! Nu e singur! Ne-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchi în fața lui Baal! El Shanai, să vezi cuiva, că n-ai locuitor, am, ai, nevzoare pregătiți. Și omul acesta, când ajunge la Iordan, lovește cu mantaua Iordanul și Iordanul se zică în două. Omul acesta ajunge să fie înălțat la cer, fie după el calul, cu ungerul Dumnezeu și îl duce. Și Elisei, înainte ca să-l nață, ce-a zis, poruncește să vină peste rog, peste mine, îndoită puterea din Ilie. Vreau să spun că Biblia remarcă 8 minuni pe care Ilie le face și scris în Scripturi. Elisei ce are dublă putere, nu? Elisei face 16 minuni față lor. Vreau să mă duc și la Elisei. Omul acesta, Elisei, îmbrăcat de Duhul Dumnezeu, mergea în urma boilor. Era a 12 perechi de boi care avea pe un câmp. Și Ilie mergea și plângă și aminte mandaua pe omeni lui. Și Elisei lasă boii și urmează pe Ilie. El s-a cât i-o trebuie pentru mântuire. Cât? În clipa aceea s-o dorc de-apoi, o dea boi bucăți de lemnul carului. O făcut foc și o ars și o duce pe Dumnezeu. Și a zis, lasă-mă Ilie să-mi sărut tata și mama și apoi te urmez. Tu te sărută zi, dar nu uita, urmează-mă. Și el merge, sărută și o ia după Ilie. Și în ceasul ăla, în vremea lor, apare școala prorocilor în cele trei regiuni. În Betel, în Ierihon și în Gilgal. Acolo era o școală prorocilor pe care o găzduia Ilie, o găzduia Samuel, o găzduia Elisei. Acolo Dumnezeu sunt proroci în fiecare școală. Proroci ăștia, vreau să vă asigur, erau dintre cei mai săraci din poporul Domnului, dar erau bogați în plan duhovnicesc. Din ce cauza? Că Domnul era cu ei. Într-un moment în care ei n-aveau locuințe destul de masă în cap în ele, îl cheamă fiii proroci pe Elisei la păduri. Hai cu noi, dă-i în vârne, facem o colegă loc mai mare, ca să încăpem că mai încăpem. Și Elisei merge cu ei și când îl dă cu toporul care l-a închiriat, toporul sare din coadă în apă. Minunia asta a vrut să o scoată evreții pentru că peste putem din Iobinești. Să cadă fierul în apă. Și omul exclamă, ah, Domnul meu, eram purbutat! Elisei e foarte simplu. Unde o căzut? Acolo. O dea de la Belen și o să fac acolo. Și toporul putea, nu se ia spune așa că Domnul lemn a fost ăla. Lemn a fost credință. El Shana, prin credință și răbdare, David a înaintat, l-a biruit pe Goliat, a biruit puterea Dunericului. De ce cauză? Pentru că Domnul spunea, David spunea, tu ai ocărât oștirea Domnului, ai ocărât pe potarnicul lui Iacob, eu nu vin împotriva ta cu sabie, cu scut, eu vin împotriva ta în numele Lui. Aleluia! O Shana! Numele Lui e mai important ca orice anume. Numele Lui te scapă de robie. Numele Lui te scapă din slavie. Numele Lui te vindecă. Dacă ții va scropită, în clipta apăsată, va izvoare, izvoare de apă vie ea. Căci Dumnezeu este gata de toamnă, izvoare de apă vie. În momentul în care îl văd pe Ilie, mă văd la Doma, puterea de Iisus când coboară și mă uit peste bolnavii care vin în preajma mea la rugăciune. Realizez că puterea cea mare, care este Duhul Sfânt, e pregătit să lucreze izbăvirea, vindecare, prin credință, în numele Domnului Iisus Hristos, slăvănul, care stătea la porta frumoasă în fiecare dimineață, când trece pentru că Ioan de acolo, se opresc în dreptul lui, mai rog pe
Iacob și Ioan, frate, Duhul Sfânt, erau după 50 de zile, botează cu Duhul Sfânt. Ce îi spun? Au șapci noi nu avem. Dar în numele lui Iisus Hristos, îți poruncim să te ridici. Și Petru l-a pucat de mână și el s-a lipit picioare pe o sfântie. Încearcă să dau, să umple, să intre în templul cu ei. Și Petru, mașele barca, de ce vă uitați la noi țintă? Ca și cum prin puterea noastră, în fericirea noastră, l-am fi făcut pe acest slăvălos să umple. Nu noi, nu! Numele lui! Aleluia! Elia! Numele lui poți pe să tine în mine! Îți dau putere în slăbiciune! Îți dau putere când ești slab! El în numele lui! Acum e puterea lui să rupă lanțul. Ca niște lanțuri în acesta. Îl văd pe Dumnezeu că rupe lanțul. De la o parte, macrobele, urge în lumea păbire peste voi. Dumnezeu vrea să mă rupe inimile cu prezența de la 50 zile. Că fiecare să fiți prezență în dușele mele. Iisus, acesta, dar pentru mine știu că răscumpărătorul meu trăiește. Poate să îmi zească arde și pielea, dar știu că voi vedea într-o zi pe cer și am murit și am viat și este viu. Cred, cum spunea o femeie care mi era mântuită. Într-un moment de criză, când era bolnavă, medicii au dat diagnosticul, nu se mai poate nimic. Și au spus soțul ei, du-te după un om al lui Dumnezeu, cheamă-l, da, dacă, Dumnezeu acelui om. Și atunci când am ajuns la ea acolo să mă rog pentru ea, am întrebat-o, la ce Dumnezeu v-ați rugat? Și spunea el, la Sfântul Vasile cel Mare, că cel face chestii grele. Zic, nu! N-am căzut legăturile decât în prezența lui Iisus! Aleluia! N-am căzut soase de ochi în prezența lui Iisus! Aleluia! Convorbirea femeii la fântână. Dacă ai fi prorocul, ai ști cine e femeia, nu? Da. Iisus știa cine e femeia. Aleluia. Și Iisus îi spune, dă-mi să bea. Aleluia. Cum? Tu iubeu? Cer de la mine samaritancă? Dacă ai ști tu cine e, cer ce cer. Tu singur ai fi dat. Aleluia. Pentru că El dă o apă ca cel ce bea din ea în viață. Să nu mai se terse și mai mult apa aceea să țâșnească în veșnicia lui Dumnezeu. Și Iisus îi spune, du-te la bărbatul tău. N-am bărbat, bine ai zis. Cinci ai avut până amul. Și ala care stai acum nu este bărbat. Văd că ești proroc. Aleluia. Mi-ai spus tot. Și lasă pe Iisus la fântână și pune în sat. Veniți de vedeți! Un om, poate-i proroc, poate el pe care așteptați. Mi-a spus tot. Și oamenii din Samaria vin tăs la fântână. Amin. Și când aud pe Iisus și văd pe Iisus, ce spune el? Acum nu mai credem din ceea ce ai spus tu. Acum credem din ceea ce am auzit noi. Și mai mulți au crezut. S-au mântuit. Din ce cauză? Că cel este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl, ne-a tras de mine. Și vreau să spun, Iisus și-a întins mâinile și mâinile lui și destul de puternice, destul de tari, să te apuce de soate, din bani vântoare, să ducă la salvare, mântuire. Și în timp ce mă rugam pentru acea femeie, aflată în pat, intubată, reanimată, Duhul Sfânt s-a pogorât și a făcut atingerea. Și în momentul acela, femeia a început în normalitate să respire, să comunce, să vorbească și să spună, nu pleca de ci. Până când nu ne spui ce avem de făcut. Vrem să slujim și noi acest Dumnezeu pe care îl ai. Pentru că gura ta doar a rostit cuvinte pe care eu nu le pot reține, dar care s-au materializat în viața mea. Și ea astăzi este o dovadă vie. E mântuită. În fiecare zi, la poporul Domnului se adaugă lune noi. Oameni
care se întâlnesc cu Dumnezeu în pustia lor. Vreau să spun și să remarc un adevăr. Acum ești într-o pustie. Ești în căutare. Dumnezeu se descoperă din cer cu Israel. N-atârnă de cel ce aleargă, de cel ce vrea, ci de cel ce are milă. Și dimineața aceasta, Iisus are milă de poporul acesta care este adunat sub brațele Lui. Iisus vrea să te binecuvânteze. Iisus vrea să vă binecuvânteze. Și vreau să vă binecuvântez cu binecuvântările cerului și binecuvântările pământului. Dacă Dumnezeu, ca prezența Lui să fie în voi, cu voi, peste voi. Și începând cu ziua de astăzi, să nu mai mâncați la întâmplare. Să-i mulțumiți Domnului pentru mâncare. Să-i mulțumiți pentru sănătate. Să-i mulțumiți pentru binecuvântare. Voi încheia cu o imagine în care ființa mea a fost implicată. Duhul Sfânt mi-a spus, s-o mărturisesc, n-am vrut, dar zis Duhul Sfânt spune. Eu, care deșoase, voi care mă auziți, luați seama că este pentru voi toți. M-a luat Duhul Sfânt din trupul acesta și m-a dus într-un spațiu. Și acolo aveam o activitate de proiectat. Lucram la proiectul unei case dumnezeiești. Știam că e o casă dumnezeiască, o casă mare. Nu era casă pământească, nu era pe pământ. În timpul în care făceam măsurători, însoțile am zis frați, menționez frați, acolo toți erau frați. A apărut Domnul Iisus în prezența mea. Și m-a strigat pe nume. Nathanael Bogdan! Vine la mine! Și a mers spre el. Prima afirmație pe care mi-a spus-o, descalță-ți încălțământul. Mi-am descălțat încălțământul. Bineînțeles, gata, m-am uitat la încălțământ, să văd încălțat, o să nu sunt încălțat. Și am văzut încălțământul, eram încălțat, dar în mâna Domnului era un încălțământ nou. După ce am dat jos încălțământul, el m-a încălțat cu acel încălțământ. Și mi-a spus, te pun într-o lucrare nouă. De predicare. Îți dau o ungere mai specială ca să predici și pentru mielușeni. Că predicile tale sunt cam pentru voi doar. Pentru oameni cu greutate și în cele mulți sunt mielușeni. Și am înțeles și de atunci caut să mă las la îndemâna Lui. Dacă mă urmăriți, duc predicile până la punctul cel mai slăbuț ca să-mi zileagă oricine. După ce m-am încălțat, a zis, urmează-mă. Am urmat pe Domnul. Și când am ajuns, bă câțiva pași, la o răscruce de drumul, Iisus a dispărut. Acolo erau îngeri care făceau o separare. Pe unii băgat pe drumul larg, pe alții băgat pe drumul îngust. Printre cei care au fost pe drumul îngust, am fost și eu. Și am apucat să vedem drumul acesta în dus câțiva pași și din nou am realizat că intru într-un spațiu, noi vedeam pereții. Așa construcția imensă era. Știam că e o casă mare. Noi vedeam spațiul ăsta. Păi ce am intrat în casa respectivă mare, în fața mea areatorul Domnului Iisus. Aleluia. Era în fața unei mese. Pe masa aceea erau 9 cărți. Mi-a arătat primele 3 cărți să le văd cu ochii. Să le pot citi. Mi-a închis coperta să văd. Prima carte era cartea vieții. A doua carte era cartea faptelor. A treia carte era cartea mielului. Astea 3 mi le-a dat să le văd. Și în momentul în care mă apropiam de masă, bineînțeles la rândul după altul, îi veneam pe toți care mergeau spre Iisus, necăjiți, amărâți. Nu vedeam nici o femeie cu bărbat. Nici un bărbat cu femeie. Nici un copil cu părinți. Cum nici eu nu aveam nici de basă, nici prunci după mine, n-aveam pe nimeni. Mai mult decât atât. În timp ce mă apropiam de Domnul, am auzit pe soția mea, strigându-mă de pe drumul ăla la alt larg, Nathanael, eu nu te pot urma, că nu am nașterea din nou. Și atunci nu mai vreau să înainte, vreau să mă opresc. Doamne, n-are nașterea din nou. Da. Că e botezată în apă, botezată cu Duhul Sfânt. Da, dar zice, ea trebuie să facă roada Duhului Sfânt în acțiune în fiecare zi. Ia, tu faci asta tot timpul, dar ea nu.
Eu aș adus, Domn, dacă aș avea telefonul la mine, i-a sunat, le-a spune pruncilor și ei. Și zic, da, frate pe care îi slujesc, da cu ei ce? Că nu ia părinte acolo. O zis, Domnul, cu altă ocazie, o să-ți arat bisericile care slujești, să-i vezi pe fiecare unde sunt. Acum ți-am arătat strict familia. Și în momentele acelea, oamenii mergeau spre ea și pe ce erau verificați în cărțile acelea de către Domnul Iisus, trupul lui se deschidea ca o ușă și o împășea dincolo. Și cum pășea dincolo, îi până la veșnicie. Nu ne vede. Și au mers oamenii, am rămas singur. Am vrea să mă duc și eu, n-am avut ce face. Și m-a apropiat de Domnul, m-a strigat din nou pe nume. Am remarcat lucrul ăsta. Natanael Bogdan, zic, da? Câți ani ai, Natanael? 52. Când vei intra aici, vei avea 78. Și atunci trupul lui s-a mers înapoi și n-am intrat. Și atunci am înțeles, pentru că mi-e împăsat de soție, împăsat de copii, împăsat de voi. Domnul nu m-a distrus veșnicia lui, mi-a dat încă timp să mă ocup de voi. Am înțeles că au fost practic adăugiți ani. Ca să vă pot spune clar, nu vă jucați. Există veșnicii. Există rai. Există iad. Trist eram că pruncii mei nici măcar nu strigau din care largă. Tată, nu strigau. Soția striga măcar. Și atunci m-am sculat dimineața la trei, a sculat pe toți. Și am zis, soție, copii, vestim în pocăință. Beatră de hotar, intrăm în pocăință. Și am ascultat sână, ca mega din Anglia, a spus, tati, de astăzi încolo pantalon pe mine nu vor mai fi. Unghii vopsite nu vor mai fi. Pensat nu vor mai fi. Am înțeles că pentru noi te mai ținut. Ca noi să ne bucăim. Și spune ea, tati, mi-a dat Domnul un dar. Și acum vreau să lucrez cu darul ăsta. Și a văzut pe George din Germania. A zis, trebuie eu acasă să-l văd pe darul. Că dacă îl luam pe tati, n-avea sens viața mea. Și a venit în Germania până acasă să mă vadă. Că tati, vine când tu îl lua Domnul. Te lua importantăți. Dar așa ne bucăim darul. Ne bucăim toți. Am spus lucrurile acestea pentru voi. Voi ce faceți? Eu s-o v-au făcut afirmația. Când ești prănit, eu și casa mea voi sluji Domnului. Și voi ar trebui să facem lucrul acesta. Pentru că venirea lui este iminentă. Dacă făceam un singur pas, eram în veșnicie. Dar, pentru că n-am vrut să fiu fără voi, fără familie, am refuzat să intru. Și Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Amin.